Salutare și bine am găsit la un nou episod pe Roblox. Astăzi suntem iară pe Punch Wall Simulator, unde, dacă țineți minte data trecută, rămăsesem parcă în lumea asta. Da, aici eram, ne trebuiau 19 rebirth-uri să trecem la următoarea și l-am lăsat eu să mai facă puțin. Am trecut la lumea următoare și după aceea 22 de rebirth-uri, să o deblocăm și pe asta. Am deblocat-o și pe asta, acum îl lăsăm aici pe el să bată și să crească. Creștem destul de repede cu 1 milion, 2 milioane pe secundă, ceva de genul. Dar ne trebuie 3,25 de miliarde numai pentru rebirth-ul la numărul 23. Iar ca să trecem la următoarea, ne trebuie 25 și următoarea 28. Și cred că aia este ultima. Dacă ajungem acolo, cred că o să terminăm jocul. Așa că în videoclipul de astăzi asta o să facem, o să terminăm jocul ăsta și să vedem. Am deblocat și mai multe ouă, acum peturile mele sunt destul de ok, fiindcă sunt cumva făcute void cu acest scris mov aici, dar un rar de aici normal, nici măcar gold, este deja mai bun decât ele, cu mult. Așa că o să strângem și ceva win-uri. Aveam eu ceva win-uri strânse deja, dar m-am dus aici la trails și l-am luat pe acesta de rainbow cu 10 milioane de win-uri. N-a fost cea mai bună idee, să fiu sincer, fiindcă nu e o mare diferență, adică așa se mișcă cu el și noi l-aveam înainte pe ăsta care e aproape exact același lucru. Adică am cam dat 10 milioane degeaba când am fi putut să deschidem 22 din acestea. Dar asta este, o să strâng eu acum putere să facem înapoi, de fapt să facem 3,25 de miliarde și înainte să dăm rebirth să mergem să farmăm câteva win-uri, să deschidem și câteva ouă din acestea noi, ca după aceea să creștem și mai repede la putere. Bun, haideți că l-am lăsat puțin mai mult decât ar fi trebuit, fiindcă am vrut să facem și putere să putem bate pe aici. Oare ia, stați așa să vedem, ăsta e cu trilioane, nu, ăsta e prea greu. Asta e prea greu. Am vrut să batem, să facem și niște win-uri ca să deschidem ouă. Dar asta de așa, că mergem noi aici la poțiuni și băgăm o de asta de putere, forță așa, și nu e rău, putem să lăsăm aici. Stai să vedem totuși câte win-uri ne dă. Dacă se merită aici sau să mergem mai în spate puțin, că totuși o batem destul de greu. Nu e chiar așa instant cum îmi place mie. Dar ne dă, haide să vedem, 150.000. 150.000 de win-uri pe un rand ăsta. Și ia să vedem dacă am merge în spate. Să zicem că o batem pe asta, ia. Ok, în primul rând e mult mai repede, 50.000 măcar dacă ne-ar da. 50.000. Ok, bun, 50.000 chiar nu e rău. Avem asta pentru 29 de minute, în care putem să lăsăm pe el să bată aici ca nebunul. Și haideți să vedem câte win-uri strângem. Gata, ni s-a terminat și toată poțiunea asta. Și acum haideți să mergem aici. Am strâns 11 milioane. Și haideți, deci trebuie măcar o legendară. Este șansa de 11%. Stați așa înainte să mergem la store și să dăm drumul și la de asta de aur. Să ne dea măcar din acestea de aur. Și haide. Începurăm cu cea mai proastă. Nu e rău. Haide. O epică. Bun. Mă, ce naiba arată așa? De ce arată așa urât? Uite cum e acolo și ce-mi dă dumie. De ce? Mi le dă într-o parte. Iară, rară. Băi, nu. Deci nu face d-astea acum. Nu face d-astea. Dă-ne și nouă ceva. Băi. Alo. Nu se poate așa ceva. Deci e aici, uite cât vine. 49%, aproape 50%. Ați văzut? Ați văzut dacă mai au puțin de el? Că s-a speriat, nu de altceva. S-a speriat. Acum iar încep. Of. Nu cred că îl speriai destul de bine. Stați așa că trebuie să intrăm cu caracterul cumva asta, să-l punem așa pe atac, gen să vadă că dăm într-una și dacă vede că dăm pe el. Băi, mă, ce faci aici? Stai, bun. Venim cu capul așa nou. Ia, băi, cine nu văd nimic aia. Așa, bun. Și?
Ia uite că nu, băi, tu nu e frică de nimic ăstuia. Cum? Oh! Bine! Bine așa! Ați văzut? V-am spus eu cum se face. Și cu o legendară una după alta nu se poate așa ceva. Ați văzut că l-am speriat puțin, aia a fost. Am intrat în first person, ne-am arătat cum îi atacăm repede și gata, s-a terminat. Bun, bun. Omega direct am luat. Cel mai bun pe din nou. Cea, și nici nu avem acestea de extra lucky, de noroc, nu știu ce. Atâta trebuie să faceți. Nu extra lucky, nu nimic. Ai speriat puțin și ați văzut cum se dă. Două legendare, un Omega, bun. Acum, ăstea că ni le dă așa nici nu mai contează. După ni le dă așa să nu bată la ochi la alți player, că nouă ne dă cum trebuie și la alții nu. Bun, aia e. Atât am zis. Ia să vedem. Deci cel mai bun pet al nostru ne dă 1025 și l-avem pe ăsta Omega. Uleu, e și de aur și ne dă mai puțin? Cum vine asta? Cum vine asta? Și ăstea 400, ok, mai, măcar decât de. Ia să vedem dacă dăm ăstea să le craftăm. Mamă, ce s-a întâmplat acolo? Încă o dată craft. Încă o dată craft. Încă o dată, gata, maxim. Ăsta. 930, bun. Și ăstea sunt alea rare abia. Le avem pe ăstea legendare, 660. Și ăstea. Dar mergem cu ele. Stai să vedem cât, nu mai țin minte cât dura să le facem void. Dar și așa, și fără void deja sunt mai bune decât peturile pe care le mai avem. Dar vreau să văd cât durează. Țin minte că parcă era destul de mult. Craft a void. Ăsta, nu? Ăsta, stai, păi care de cel mai mult? Ăsta dă 660 și mă bănuiesc ăsta, 700. Să-l facem void. Ia, tu, cât durează? Mamă, 5 ore! 5 ore! Aoleu! Hai de ea! 300! Bă, credeam că e mai puțin, că mă gândeam că facem și noi să dăm skip la timp aici și ăsta ne dă... Mamă! Hai, trebuie să așteptăm. Stați măcar dacă totul luăm așa, hai să punem și pe ăsta. Și să-l punem și pe ăsta. Bun, îl lăsăm acolo. Sau mai avem, mai putem pune? Da, mai putem pune. Bun, nu strică. Care de cel mai mult? Ăsta, ametistul ăsta sau ăsta rare. A, dar chiar stați așa că avem și rare. De 500, ăsta de 900 și vă zic că îmi cerea pe aici. A, da, clar, ăsta de 900. Ăsta de 900 să le băgăm. Craft void. Ăsta, bun. Și mai băgăm și încă unul. Ăsta. Și gata, avem aici. Bun, cred că mi-l luse la o parte. Dar avem pe astea toate aici. 5 peturi noi, super bune. Și hai să dăm echip best acum. Ne mai schimbă puțin. Și până o să se facă alea. Ce mai facem noi? În primul rând trebuie să dăm rebirth. Avem și extra acolo, dar nu ne ajută cu nimic, că am putea lua doar chestii de aici, care deja avem aceasta void, cea mai bună din joc. Ne-am întors înapoi. Bun. Deci dăm direct rebirth la level 23. Am pus și peturile noi și acum la fel. Trebuie să lăsăm aici să bată el de nebun până cât. Mi-e și frică să mă uit acum să o cât ne cere. 4,5. Ah, ok, haideți că făcusem înainte, facem clar și acum. Și ne trebuie 25. Așa că o să strâng eu acum până la 25 repede. Vedem și cum intrăm în cealaltă lume, dacă putem sparge și revenim. Haideți că am revenit iară. Am făcut rebirth-ul 25 și am deblocat și partea aceasta de lume, unde acum avem ouăle la 1.350. Și la fel de multe puncte ne dă și de acolo din spate, dacă e să batem ăstea aici, atât ne dă 1.350. Următoarea 28 de rebirth-uri, iar ouăle costă 4 milioane? Nu, văd eu bine? 4.500.000. Nu știu dacă o să ajungem episodul ăsta până la partea aia, fiindcă doar ca să vă dați seama cât a durat să facem rebirth-ul ăsta de la 25 și mai avem încă 3. Deci noi am ajuns, nici nu vreau să mă gândesc. Înainte să tăiem videoclipul,
Am fost aici și am pus peturile acelea să le facem void sau cum se numesc, da, void. Și durau 5 ore. Din alea 5 ore, mai avem o oră. Mai avem o oră la toate. Asta înseamnă că 4 ore ne-a luat să facem două rebirth-uri. Acum, dacă e să luăm peturile alea de acolo într-o oră, cel mai probabil o să crească destul de repede și putem să ajungem și la 28. Dar cu siguranță nu putem bate zidurile și plus văd că mai e încă un portal. Nu știu dacă terminăm jocul sau o să trebuiască să mergem și mai departe de atât, dar doar ce pot să spun e că o să las la training. De fapt, haideți că avem niște win-uri aici. Haideți să deschidem și din aceste o noi. Poate avem iar noroc de un mitic din acesta roșu. Îi speriem iară ca data trecută, că le-am arătat așa cum am făcut atunci și gata, s-a terminat cu ei. Hai să vedem. Bă, nu pot să cred. Deci gata, gata, de acum încolo, numai așa le fac eu. Primul ou, primul ou și-am luat ăsta, nu pot să cred așa ceva. Nici nu mă mai interesează, să ni le dea pe cele mai proaste acum. A, o nouă crește legendară. Băi, și am uitat, nu pot să cred. Am uitat să punem poțiunea cu astea de gold. Băi, nu cred așa ceva, stați așa. Ăsta l-am luat, nu? Mamă, are doar 570, că am uitat să punem poțiunea să-l dea de gold. Nu cred așa ceva asta. Oh my god, da. Deci dacă pun acum poțiunea, chiar dacă o irosim, că mai deschidem doar 2-3 ouă, dacă ne pică iară, epic. Stai așa, fain. Acum, haide, hai. Aprindem ou și așa, speriem cu focul. Gata. Nu pot să cred. Deci, băi, gata, deci de acum când deschideți o, știți ce trebuie să faceți? Trebuie să faceți așa. De două ori am făcut și ne-a picat. Băi, nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred așa ceva. 850. Ok. Băi, cum e posibil așa ceva? Prima dată am făcut așa, ne-a picat în partea aia mitică. Acum, de două ori, de două ori am făcut așa și ne pică ăsta roșu. Băi, ce oameni. Ah, stați așa, de ce mi-atacă ăsta fără mânuși? Ce că e activată. Ah, e activată. Bun, cum creștem? Ah, nu se simte mare diferență. Cred că trebuie să luăm peturile de le-am pus acolo la void-ul ăla și o să creștem și mai repede. Trebuie să facem acum 7,7 miliarde pentru următorul rebirth. O să-i facem mai 7,7 miliarde. O să le strâng eu acum. O să mai dureze ceva timp, posibil. După mai batem câteva camere, sper cu 7 miliarde plus acum că atacăm mai repede. Poate luăm și peturile de la Void, fiindcă o să dureze cam o oră să facem acele 7 miliarde. Și după încercăm să batem pe aici de câteva ori, să facem niște, mai deschidem niște ouă. Să reușim poate să dăm și upgrade la câteva de aici. Fiindcă văd, am văzut chestia asta, ca o baby sub. Și cred că baby-ul acesta, văd aici, craft requirements. Cred că dacă strângem 3 din oricare, una de aici, și dăm craft all, se transformă din baby ăsta oare în altceva? Ah, da, uitați, acestea big. Da, fiindcă am avut mai multe și le-am făcut, acestea se numesc, unde? Big. Da. Ok, bun, am înțeles acum. Deci trebuie să strângem câte 3 din fiecare și le facem în big, nu mai sunt baby. Mamă, și câte ori mai fi după? Baby, big, huge. Și ne dă 40% extra și plus evoluțiile, da, voidul 200 la 250%. Ok, deci când o să-l scoatem pe acela roșu, care deja avea aproape 1000, sau nu, cam ca asta avea, da, cu numai că era mai puțin, 700 și ceva, plus 250%, 2000, aproape 2000 ar avea.
Mamă, o să aibă aproape 2000 plus cele epice. O să avem cu 1500 sau ceva de genul, plus ăla de 2000. O să simt o diferență instant. Bun, haideți că las iară caracterul aici să bată. Și să strângem cât? 7,7 miliarde. Strângem 7,7 miliarde. Ne luăm și peturile, batem câteva camere. Și după, în funcție de cât de repede creștem, vedem dacă trecem la următoarea. Dacă se mișcă prea greu, lăsăm și o să continuăm în alt episod. Băi, deci a trecut cam o oră, să fiu sincer. Și încă n-am ajuns să facem 7,7 miliarde. Dar s-au făcut peturile. Așa că haideți să le luăm peste noi. Și să vedem ce zice ăla roșu. Mă interesează ăsta. Ah, exact cum am zis, 1000 și ceva. Apoi ăstea 1100. Da, nu e rău. Bun, hai să le echipăm. Bă, de ce să stea mai bune? Sunt huge-uri. Ah, fiindcă ne-au picat de multe ori. Și acum sunt huge, au 1000. Mamă, ia stă-ți așa, ia stă-ți așa. Deci, când dăm acum, unde? Chiar nu e mare diferență. Adică nu pot să spun că ne dă pe spate. Ia aici, dacă am bate. Na, n-are cum. Da, putem aici, oare? Aici, să zicem că am băgat și un d-asta de jumătate de oră doar. Și tot o sparge greu și asta ne dă, nici măcar ne dă așa de mult. Ia, cât costă ou? 450 de mine de asta. Unde am putea bate mai lejer? Asta ne dă 150 de mii dacă nu mă înșel. Unde e ou? Da, 150 de mii. Și tot nu o batem prea repede. Ce să facem, ce să facem? Băi, cred că o să trebuiască să mai joc eu puțin off-camera. Să mă apropii de reborn-ul ăla 28, cât este la ultima ușă. Sper că e ultima ușă. Adică, na, dacă o fi să fie și portalul, aia e, continuăm. Dar acum nu o să reușim să ajungem acolo, clar. Clar nu o să ajungem până acolo. Decât dacă aș mai cumpăra eu niște chestii, dar nici măcar ăstea mă ajută să fac trofei, nici măcar să fac alte chestii. Mă rog, într-un fel fac trofei, apoi fac peturi mai bune și ajungem mai repede, dar nu știu ce să zic. Da, cu siguranță nu o să reușim acum. Oh, ce ăsta? Avem o 50.000 de Robux pentru un pet cu 25.000. 50.000 de Robux. Nu se poate așa ceva. Ce bă, cu prețurile astea au nebunit de tot. 50.000, adică pentru petul ăsta ar trebui să dăm, cât înseamnă 50.000? 400 de 500 de euro. Bă, las-o așa. 500 de euro pentru un pet. Niciun caz. Băi, și cam da, asta a fost pentru episodul de astăzi. Cum am zis, o să las eu caracterul să mai crească, să ne apropiem de rebirth-ul ăla, de 8.28. Să vedem și cum e la ultima cameră și dacă cumva putem continua mai mult de atât. Dar pentru episodul ăsta, asta a fost tot. Nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să strângem și noi 30 de like-uri pentru acest videoclip. Fiindcă am văzut în comentarii că m-ați întrebat deja câțiva când o să mai apară videoclip cu Punch Wall Simulator. Și uite-l, a apărut. Așa că haideți cu 30 de like-uri. Lăsați și un comentariu și ne vedem data viitoare.